Acum o să o salut pe colega mea, pe Magdalena Toderici. Bună seara, Magdalena! Zim cu cine ești alături. Bună, Daniela! În această seară nu vă spun încă cine este lângă mine, dar vă spun despre ce discutăm. Vorbim despre încrederea în mediul online. Să avem încredere sau nu, decideți voi, dar vom vorbi mai multe pe baza acestui subiect. Eu tind să cred că aveți deja o poziție în acest sens, dar noi vom vorbi mai multe astăzi și nu vă țin mult pe jar, așa că haideți să vedeți cine este invitatul meu din această seară și revenim. Dumitru Talmazan este mentor, trainer și consultant în marketing. De 8 ani face digital marketing și deține certificare Facebook Digital Marketing Associate și certificare MBA Executive. Deține câteva afaceri, are un podcast Talmazan Talk și îi place să gătească la Sărata Galbenă, locul său de baștină. Și pentru care această pasiune și-a creat TikTok-ul Talmazan Food, unde le arată oamenilor cum gătește. Mă bucur să-l revăd pe Dumitru. Salut, Dumitru! Spuneam că vorbim despre încredere în online. Și da. Eu nu vreau să intrăm chiar direct în subiect acum. Vreau să spun că avem la bază o știre care a tot vehiculat așa pe internet. Și haideți să o vedem cu toții, după care revenim și de aici pornim subiectul. Hai. De acord? Haideți să vedem. Un vlogger din România a pus la cale un plan pentru a arăta cum cei pe care sute de mii de oameni îi urmăresc fac promovare la orice fără să existe o documentare temeinică. Acesta a reușit să păcălească mai mulți influenceri de top din România, făcându-i să promoveze un produs inexistent, brânza regelui. Vloggerul a cumpărat o brânză ieftină, a împachetat-o într-o coală de hârtie maro, apoi a introdus-o într-o cutie roșie lucioasă, cumpărată ieftin de pe internet, apoi a trimis brânza în numele Casei Regale a României. Pachetul a fost însoțită de o scrisoare în care se susținea că brânza a fost produsă la mănăstirea Cloșterf, mănăstire inexistentă. Cu ajutorul inteligenței artificiale, tânărul a creat o identitate fictivă a unui presupus șef al departamentului de comunicare al Casei Regale, a creat un mail și a contactat influencerii. Din 16 influenceri contactați, 8 au acceptat invitația de a promova brânza regelui. YouTuberul a spus că a decis să facă acest experiment pentru a demonstra faptul că influencerii promovează orice produs care le iese în cale, fără să se gândească la impactul pe care l-au asupra publicului. Deci, am văzut despre ce este vorba. Am văzut despre ce este vorba, Dumitru. De ce fac asta influencerii și de ce își permit să ducă în derizoriu atât de mulți oameni? Eu cred că noi trebuie să pornim de la conceptul că influencerul este un fel de microfon cu o boxă și dependență de audiență. Boxa e mai mare sau e mai mică? Respectiv, ei sunt folosiți, angajați în colaborare ca să transmită un mesaj către un public mai mare. Dar la fundamentul acestui element, noi toți suntem oameni. Și ca și influencerii care în experimentul dat au acceptat, și eu sunt sigur că și cei care au privit o parte din oameni au crezut în ideea asta. Este din două motive pur sociologice. Primul este că online au creat în oameni o criză foarte mare de atenție. Deci noi nu ne place atenția. Și deseori noi, din cauza că suntem în goana după atenție, uităm de calitate și uităm să mai verificăm o dată dacă precis like-ul ăsta înseamnă că mă iubește. Sau totuși dragostea asta e altceva. Și al doilea element este că din cauza că noi suntem într-un flux extrem de mare de informație, noi ne-am dezvățat să verificăm. Atât influencerii, atât consumatorii, noi văzând o publicitate, sunt foarte, asta este, spune așa, un soi de experiment care demonstrează că în online astăzi sunt posibile fraude foarte, foarte simple. Adică noi putem să ne pierdem identitatea, noi putem să comandăm zeci de produse și vreau să spun că eu am fost tot jertfa la așa ceva. Așa, era un static pentru studioul care costa doar 35 de dolari, el de regulă costă 200. Dar site-ul era așa de frumos împachetat că eu am spus că asta e momentul, Black Friday, asta e momentul când eu trebuie. Și am comandat. Ca pe urmă să-mi dau seama, citind în online, că o mai fost de-al de mine, care au vrut doar la 35 de dolari, în loc de 200, ofertă tare bună. Deci aia noi, din cauza că nu vrem să ne încordăm, și deseori acțiunea de decizie e foarte simplă, gen 35 de dolari, tu nimerești în această capcană. Dar mai dăm voie să-ți mai dau o istorie legată de așa experiment. Hai, te rog. Este că în Londra, dacă nu greșesc, un vlogger a creat un restaurant Michelin.
pot greși cu regiunea, dar nemijlocit ideea constă în felul următor. El a creat mâncare, a fotografiat, a pus pe TripAdvisor, a creat publicitate și a chemat oamenii la acest restaurant și a făcut fotosesii și Michelin mai să-i dea lui stea. Deci el a creat o ipoteză de restaurant Michelin fără să aibă în general produs. Asta era într-un sarai, el a făcut tot într-un stil. Oamenii veneau, le închideau ochii, le vedeau să aibă experiența mâncării la un alt nivel și tot asta au început să fie tag-uri, stories-uri și așa mare cât tocmai Michelin a reacționat la acest restaurant. Deci el nu îi dădea, așa. Dar el i-a atras atenția Michelin-ului, așa să luăm. Uh-huh. Și asta demonstrează că noi suntem foarte neatenți. Da. Asta demonstrează în faptul că, spre exemplu, știi că în Republica Moldova sunt peste 6 milioane de utilizatori pe Facebook? Nu. Nu dar uiteam să știu. Da. Dar ei sunt 1.800.000. Și eu aș putea să zic 6 milioane. Și ascultătorii noștri, din cauza că au încredere, adică noi suntem oameni și nouă ne place să avem încredere. Ei nici nu se verifice. Pentru că ori informația asta nu e atât de importantă pentru viața noastră, ei 5 milioane, 1 milion și contează. Nu mă afectează. Da. Ori ei au așa de mare încredere că ei te cred că amuia e marț. Și respectiv noi suntem în capcana informațională. Deci eu cred absolut normal și 50% pare a fi un procent foarte mare, că 50% din 16-8 au reacționat. Dar cred că cei 8 au fost cei care sunt mai puțin solicitați, care au mai puțin atenție. Vreau să-ți spun că erau influenceri destul de cunoscuți. Nu am vrut să le dau numele. Da? Dar erau, da. Zic să le dau numele. Și cei care s-au gândit ceva din seria bănuiesc, curtea regală. Da, sună bine. Da. Și mai este așa în culinărie, așa un element. Ai auzit de fraza cruton? Știi ce e un cruton? Nu. E un fel de, tu ai mâncat precis crutoane. Dacă ele în anumite țări sau anumite restaurante costă mai mult, este un preparat care se gătește la o anumită tehnică, dar asta e așa un fel de pesimeți sau o formă, da? Care, și atunci, dacă vinzi pâine, e un preț, dacă vinzi cruton, e un alt preț. Deci noi ne place să credem într-o istorie mai frumoasă, noi ne place să ne dăm importanță și noi nu suntem atenți. Deci eu aș crede că asta e fundamentul și probabil asta este acest element în care trebuie să ne întrebăm de două ori înainte să dăm click. Înainte, una din fraudele cele mai mari, apropo, este că ești moștenitorul lui Abu Tanko din Africa. Nu ți-a venit mesaj de asta? Sunt sigur că la spectatorii noștri au venit. Acum este un val, apropo, tot din seria asta. Îți spune că e un reprezentant din Africa, Indonezia, nu știu de unde. Și așa s-a nimerit a fi. Că el e lucrător la bancă. Și familia ta, cu familia unui om care era super bogat, o coincis. Îți închipui talmazan în Africa. E ca... fix în fix. Și el are un plan. Uh-huh. Și dacă noi milioanele astea, să le împărțim la doi. Eu te fac pe tine moștenitor, dar pentru asta trebuie să deschizi un cont, să transferi 100 de euro și să activezi contul și ala. Și pe urmă eu transfer milioanele încolo și noi 50 la 50 ieșim la mală. Adică și oamenii care vor minunea că peste noapte să devii milionar sau peste noapte să devii popular, se prind pe așa chestie. Este informarea. Dar vreau să știu dacă există autorități sau nu știu dacă se pedepsește lucrurile astea printr-un mod sau altul. Deci asta este un soi de minciună și în formatul ăsta nu există, nu am întâlnit o lege foarte clară în online care să reprezinte acest element. Dar dacă există plângeri, ți-ai minte, noi am discutat despre securitate și despre video și dacă există plângeri, atunci probabil poate fi deschis un dosar și să analizeze cazul. Dar, per general, faptul că tu ai clicat pe un link din Indonezia și ți-ai cumpărat un stativ pentru studio de 35 dolari, cui stijălui? Adică, da, site-ul, deci câteva exerciții foarte simple. Poate pentru userii care, sau utilizatorii care mai rar folosesc internet o să fie greu, dar în general orice site, spre exemplu, are așa o lăcățică în partea stângă. Dacă nu are lăcățică, fugiți de pe site-ul acela. Asta înseamnă că nu are SSL certificatul, adică el nu este un site securizat. Mai este când însăși browserul te anunță că site-ul ăsta nu este securizat, adică informația pe care tu vrei să o accesezi nu este verificată. Influencerii, la fel când vă fac o recomandare, când acești influenceri au zis că această brânză, tu ai îndrept să decizi să clichezi sau nu. El doar nu te-a impus. Evident.
Și atunci, influencerul poate spune, eu pur și simplu am povestit despre asta. Mi s-a părut destul de credibil. Și cel mai interesant, că eu am folosit și ultima tehnologie, ChatGPT, inteligența artificială, care azi a creat și o identitate. Poate să semene mai real decât realitatea. Mm-hmm. Adică asta este banalitatea elementului, că din dorința noastră să credem într-o istorie mai bună, noi deseori o să preferăm să ne mintă decât să-mi spună adevărul. Respectiv, dacă eu îți povestesc că succesul este doar să vrei, toți știu asta. Dar sunt zeci de oameni care în online ascultă și cumpără, inclusiv training-uri unde îți spun succesul este să-ți ridici fundul de pe scaun. Și el, da. Adică, pentru că el vrea să creadă în simplitate, în ușurință, într-o istorie mai frumoasă decât este realitatea noastră de după fereastră. Și eu la final vreau să te întreb, totuși, cum noi putem să fim mai atenți sau cum să identificăm atunci când suntem păcăliți? Și să ne dăm seama că, uite, ceva nu e bine. Din păcate o să fim păcăliți. Încă o dată, este regula vieții. Ce am putea face, asta este să ne legem foarte atent cu cine prietenim, pe cine urmărim, ce site-uri consumăm și ce fel de branduri noi avem încredere. Dacă tu vezi prima oară pe omul ăsta, poate că el are super dreptate. E că oamenii privesc și spun, cine e băiețelul ăsta? Dumitru Talmazan. Da, vorbește așa de bine încât... Da. Du-te în internet, scrie Dumitru Talmazan. Poate el este, în general, actor de profesie și în continuat Academia de Arte. Și el, pur și simplu, știe să citească Targhine, stă prompterul și el citește Targhine. Adică verifică dacă sursa, pentru că dacă tu vrei să iei o decizie în baza ceea ce am zis eu azi, tu trebuie să fii responsabil de informația pe care o asculți, de articolele pe care citești, de influențele pe care urmărești și de produsele pe care le cumperi. Nimeni nu-ți bagă pe gât. Stânge televizorul, închide internetul, închide calculatorul. Deci aia, cred că trebuie să fim mai responsabili și să nu delegăm responsabilitatea pe alte persoane. Și atunci tu ai un ecosistem de consum a informației corect. Dar unde sau când putem avea încredere în online? În online, niciodată. Sincer, nu. Adică cum poți să ai încredere că în iaz nu să... ceva acolo. Iazul e mare. Adică el așa e de mare, că acolo și este o frumoasă, dar sunt și niște schini. Deci, adică, deja tu trebuie să te înveți să nu-ți, trebuie să te înveți să mergi, să nu bagă chișorul în mâlul. Adică e realitatea vieții. Online-ul nu se deosebește de nimic de viața reală. Fix cum afară tu ieși. Dar de unde eu trebuie să știu că este trecere de pietoni? Deschide ochii. Minimum. Și atunci tu îi vezi. Respectiv, în online există elementul. Cine e omul ăsta? Consumul conștient. Adică nu este ceva care, genul, dacă e roșu, neapărat... Adică e important să fim foarte conștienți și să nu clicăm pe nimic ceea ce nu avem încredere. Și să verificăm. Să verificăm 100% și să știți că milionul nu vă așteaptă, trebuie de lucrat. Moștenitor, abutanco, noi. Dar uite, știi că în astfel de situații, când vedem cu un influencer, pentru că de obicei noi influencerii îi urmărim, da? Și vedem că au călcat strâmb. Mai merită să-i urmărim mai departe sau nu? Există termenul când societatea îi blochează. Sunt în istorie câțiva actori, influenceri, care au călcat așa de strâmb, că societatea i-a pedepsit și le-a scos statutul ăsta. Dar, per general, motivul de ce influencerii noi azi avem abordarea asta este că oamenii cumpără de la oameni. Deci oamenii mai bine cumpără de la oameni decât la brand. Și atunci, din motivul ăsta, marketingul marele Steve Jobs a ieșit în față să vândă telefoanele, nu a mers prin logotip, cum alte branduri. Pentru că el a știut că brandingul personal vinde. Respectiv, noi uităm. Eu aș vrea să cred și aș putea să zic că noi putem să-i pedepsim, dar din cauza că, mai ales la noi, suntem o țară atât de mică, cu un pool de influenceri așa de micuți, tu pedepsești pe doi și au rămas zero. De aceea, la noi, eu cred că în ultima perioadă avem o conștientizare destul de mare, la nivel de tot mai mulți influenceri noi găsim care zic, eu nu promovez produsul ăsta pentru că eu nu sunt consumator acestui produs. Adică el, dar pur poate simplu, să-l încerce, să-l verifice, apoi... Nu, chiar în general, nu rezonează. Spre exemplu, sunt influenceri la care eu nu pot să merg să promovez mâncare fast food. Da. Chiar dacă contractul e bun, chiar el, adică el spune, eu nu vreau să mă asociez cu așa gen de produse, sau tutun, sau alcool. Dar sunt alți influenceri mai mici, care trebuie bani. Și el are ai lui 20.000 și el nu are nicio problemă de imagine. Și merge la acest pas. De ce? Totuși asta este o responsabilitate de dublu sens,
eu ca creator de conținut, tu ca receptor de conținut și contextul nostru ca societate. Dumitru, îți mulțumesc tare mult. Cu drag. Mi-a făcut plăcere. Like-uri, share-uri, comentarii și ne vedem. Da, ne găsiți pe rețele, da? Aveți încredere, noi suntem reali. Daniela, eu revin la tine și da, noi suntem reali. Până da, când. Vă văd, vă aud și mă bucur foarte mult pentru că am avut parte de așa un dialog interesant. Mulțumesc Magdalena, mulțumesc și lui Dumitru și mulțumesc telespectatorilor care au fost alături de noi în această seară. Iar